sân. În secolul vitezei, gravidele aleg comoditatea să nască prin cezarian în locul unui travaliu lung și dureros. O astfel de operație programată este la fel de comodă și pentru medici, care nu mai sunt solicitați la nașteri venite târziu în noapte. Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate consideră că procentul de nașteri prin cezariană a crescut destul de mult, așa că această metodă nu a mai fost inclusă în noul pachet de servicii medicale de bază. Începând din luna martie a acestui an, doar nașterile naturale și cezariana de urgență vor mai fi decontate de stat. Acolo unde s-a sărit peste cal, deci e un procent peste 50% de cezariene, fie se reduce procentul respectiv, fie cele care realmente vor vrea cezariană doar de frică sau de alte motive, să fie încadrate într-un alt regim de coplată sau mai știu eu cum vor considera ei. Dacă în unele spitale din capitală procentul de nașteri prin cezariană depășește 50%, la Giurgiu situația este mai bună, în jur de 35%, iar indicațiile medicale de cezariană sunt reale. Pot spune că 99% din cezarienele noastre au indicație corectă și reală. Odată cu apariția acestei propuneri, au apărut și speculațiile potrivit cărora fenomenul șpăgii se va intensifica. Angajații din domeniul sanitar sunt de părere că suspiciunea de șpagă va continua să existe, atâta timp cât salariile medicilor nu se aliniază la nivelul celor europene. În prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează în jur de 1000 de lei pentru o naștere naturală, în timp ce pentru o cezariană aproape 2000 de lei.